eu lucram la abator mășelar. Domnul Stănucu era director la abator în Tulcea. Și ne-am cunoscut, am fost la dumnealui și când ne-am explicat că sunt și eu porumbar, vină mă, frate Leninco, dacă vrei să colaborăm, uite, am porumbei așa, așa, doar aduceți porumbei din Belgia și din Germania, domnul Stănucu. Tot așa un om modest, de la dumnealui am învățat, cine vin la mine, vreau un porumbel, îl dau, cea mai mare plăcere, mergem noi. Mi-a dat domnul Stănucu atunci o fată, o catrisă, e, am ținut-o până am murit, fata. E, dintr-aia, generații, astea. M-a luat în birou la dumnealui, că era un om, că era director. Vino, vrei, Lenin, cu asta discutăm din porumbei, uite, așa, 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 pedigri. Atunci am văzut și eu pentru prima dată în țară un pedigri la porumbel. Cum arată, cum l-a adus din Belgia, cum... Și, pe urmă, mulți brăileni s-au dus la el și toți din toată țara. A fost campion la fond, la maraton, cea mai mare distanță domnul Stănucu a zburat. Și de la domnul Stănucu l-am cunoscut și pe domnul Gal. Mi-a zis, du-te la Târgu Mureș, la prietenul meu, care și dumnealui avea carmangerii, și să-ți dea un porumbel tricot. Și hai să vezi. Și eu, din porumbei, am făcut porumbei, așa. Le-am mai luat și eu la mână, dar domnul Stănucu era un om care te învăța. Păi, te învăț o problemă. Să ai porumbei sănătoși dacă vrei să concurezi la drum. Să nu ai porumbei, să fii atent la porumbel, să nu să găinețezi moare. Să fii porumbelul, să găinețezi foarte uscat, să, când te uiți la el, să fie viguros, să zboare, să zboare foarte mult. E, atunci faci cu porumbeii treabă. Altfel nu. Și te rog, nu le da foarte mult tratament antibiotici. Așa m-am învățat. Și am făcut și Dumnezeu să-L ierte și pe domnul Gaș. Păi, eu le mulțumesc că m-au ajutat. Și pe mulți întrebați toată zona, Brăila, Galați, Tulcea, cine a fost Stănucu, pe toată lumea a ajutat și cine a luat porumbei de la Stănucu, a ajuns cu porumbei în frunte, la maraton și fonte.